Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Corina Bezer și în fiecare zi de duminică vă dau întâlnire la Vocea Basarabiei să facem împreună retrospectiva săptămânii. Iată care sunt titlurile ediției. Fermierii nu renunță la proteste. Moratoriul cerut de fermieri la calcularea penalităților nu poate fi aplicat sub nicio formă, nici chiar prin decizia Comisiei Situații Excepționale, spune ministrul Agriculturii Vladimir Bolea. Profesorii din țară cer salarii mai mari și protecție în cazul violențelor din școală. Ministerul Educației dă asigurări că de la 1 ianuarie leafa dascălilor va fi majorată cu 15%. Salariul minim pe economie ar putea constitui 5.000 de lei lunar începând cu 1 ianuarie. Moratoriul cerut de fermieri la calcularea penalităților nu poate fi aplicat sub nicio formă, nici chiar prin decizia Comisiei Situații Excepționale. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, în cadrul unei conferințe de presă. Cu toate acestea, potrivit lui, procesul de elaborare a unui cadru de suport pentru agricultorii cerealieri a început, iar autoritățile discută cu reprezentanții băncilor și ai sectorului non-bancar pentru a preveni falimentarea fermierilor care fie nu au roadă din cauza secetei, fie se confruntă cu problema prețurilor mici la vânzarea produselor agricole. Așa numitul moratoriu propus de către Forța Fermierilor, el nu poate fi aplicat sub nicio formă, pentru că, în primul rând, nu există formă legală în Republica Moldova, în baza căruia ar putea fi declarată o astfel de formă de susținere. A doua modalitate, nici inclusiv CSE-ul nu are astfel de împuterniciri și mai mult ca atât, legislația de Republica Moldova prevede foarte clar și slavă Domnului că în Moldova nu există nicio entitate care ar putea interveni în relațiile private între doi agenți economici. Ministrul Agriculturii recunoaște că problemele cu care se confruntă fermierii sunt stringente și dă asigurări că autoritățile sunt în căutare de soluții. Potrivit ministrului, deciziile finale durează, întrucât problema fiecărui fermier trebuie analizată separat. Noi propunem să ne axăm pe lucruri care pot fi făcute, să identificăm un cadru legal în baza căruia noi putem să intervenim și să venim cu suport real și legal pentru agricultorii din Republica Moldova, producători de cereale, care la etapa actuală au intrat în impas. Vladimir Bolea spune că urmează să facă o analiză pentru ultimii 5 ani cu privire la numărul de dosare legate de creditori și câți dintre agricultori au ajuns în stare de insolvabilitate. Urmează cu acești reprezentanți a băncilor comerciale care creditează să stabilim, unul la mână, lista până la ultimul agent economic care au credite la băncile comerciale din Republica Moldova. Ulterior, să stabilim câți din ei procentual și vom face un studiu dinamic în ultimii 5 ani de zile care era procentul de agricultori care au intrat în incapacitate de plată sau au fost pasibili de a fi trimiși în insolvență sau nu și-au putut onora obligațiunile la plata creditelor dobânzilor și a treia, din ce perioadă îi se trag toate problemele pe care ei au. De altă parte, Alexandru Slusar, directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, a declarat la Vocea Basarabiei că mai mulți agricultori au ajuns deja la faliment. Din păcate, tot am așteptat că o să rezolve ceva, dar până la urmă, situația de criză de 2 ani acumulată de mai multe probleme în agricultură au adus pe mulți fermieri micro, mici și mijlocii la stare deplorabilă, la starea de incapacitate de plată, practic. La foarte mulți fermieri, mai ales din sudul țării, din Cantemir, din Cahul, s-au pornit procesul de posedere tehnice, procesul de faliment. Fermierii din toate raioanele țării cer guvernului instituirea unui moratoriu până la 31 octombrie 2024 la calcularea penalităților, la executarea silită a obligațiunilor și demararea procedurilor de insolvență pentru producătorii de cereale și oleaginoase. De asemenea, fermierii cer ca din fondul de subvenționare pentru anul 2024 suma de 1 miliard de lei să fie repartizată fermierilor. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți la întâmplare pe străzile capitalei ce cred despre protestul agricultorilor. Eu cred că acești domni
permanent, găsesc cu pricină oricare. Deci cine nu ar guverna? Permanent, eu știu, eu 3-4 vin și cer. Protestul agricultorilor, eu îi susțin cu două mâini și le înțeleg problemele provocând seșita care au fost anul trecut și dacă nu a avut roadă Sarmanul Țăran, el nu i-a parat de nimeni, nici de guvern, nici de Dumnezeu. Dar îmi pare că e prea mult și des cer de la guvern. Nijele de dânsă, nijele. Noi trebuie să avem tot a noastră, dar nu să ducem după hătare. Ăștia sunt boieri, moșieri, ei trebuie de demoșerizat și de pus la lucru și să producă produs finit. Să-și găsească parteneri de vânzare, dar nu să protesteze. Și tractoarele astea nu costă un leu, dar slava Domnului, dacă el știe că nu are de unde, și și-o cumpăra tractoare. Uitați-vă, ei stăți boieri aici. Ei trebuie să ajutați și trimis acasă și tot, și părerii pe să. Și ce vă spun, trebuie să auziți și ajutați. Băi, eu te vreau să lucrez, să fac, dar de tătă e, până mai de plouat, nu plouat, și ei benzina și aia e scump, și aia e scump. Din mult am ieșit în oraș, dar în genere toate protestele acestea nu întotdeauna sunt binevenite pentru țara noastră. Dar vă este clar care sunt cerințele protestatarilor? Da, dar vedeți că ei nu întotdeauna au dreptate, fiindcă a cere de acolo de unde tu poate nici nu ai investit atâta ca să ai dreptul să ceri, nu știu, părerea mea e așa, cam nu sunt favoarea lor. Ei cer să le dea subsidii. Niclar. Revendicările, ei vreau motorină, ei vreau finanțe, ei vreau știe, nimic din nu le dat, nimic. Я не вникаю, но я за то, чтобы можно было выразить свое мнение. То есть имеют право, если это мирный протест. Пани, вор се редука импозит, ну импозит, а стопезу ляк кредит лекарь лоло, к науке ши плати доманда. Ши ласы фака, ши ной мари брынза. Я кредку о сумму рекаре финанчаре, и чел, аша кас, мрок, дар, или, а он permanent întocmesc, așa, oricare pricini, care e imposibil ca guvernul să rezolve. Cum ar trebui să reacționeze autoritățile? Nu, ei fac tot posibilul. Deci, guvernul socot că, într-adevăr, găsesc diferite mijloace financiare ca să distribuie la diferite pături sociale. Păi, autoritățile, ca tot timpul, trebuie să iasă la... Ia că trebuie să fie ieșiți, n-am de când aici. Oamenii ăștia șed noaptea și îngheață aici. Trebuie să fie aici, dragii mei. Că ei ne pun pâinea pe masă. Să-i pui la lucru și gata. Sigur că trebuie să iei măsuri. Sau da, sau nu, cum spune. Trebuie un răspuns primească. Обязательно должны реагировать. То есть в любом случае выйти к людям и разговаривать. Страна перестала быть аграрной. К большому сожалению, мы себя не можем сами прокормить. Обязательно помощь должна быть от государства. То есть государство должно развивать эту отрасль. Cred că să fie totul diferențiat. Adică să nu fie toți la fel ajutați în cazul cerințelor lor. Autoritățile să-i fugărească, zice. Să-i trimată acasă de unde au venit. Ei n-au și de în piața mare a adunării naționale. Să așez la masă de tratative, să propună o serie de variante, să analizeze mai multe scenarii posibile de desfășurare a evenimentelor și de luat cea mai aproape după situație. Nu neglijați cadrele didactice, vrem salarii competitive, ocrotiți pedagogii prin lege. Sunt câteva mesaje transmise în cadrul unei acțiuni de sensibilizare a opiniei publice și a guvernului asupra urgentării adoptării legii antiviolențe contra cadrelor didactice și necesității majorării salariilor angajaților din ramură. Îmbrăcați în negru, mai mulți profesori de la Liceul Gheorghe Asachi împreună cu membrii Federației Sindicale a Educației și Științei au cerut o atitudine mai bună a societății față de profesori. De altă parte, Ministerul Educației anunță că de la 1 ianuarie 2024, guvernul își propune să crească salariile cadrelor didactice cu 15%. Potrivit instituției, majorările salariale pentru profesori sunt mai mari decât cele propuse pentru alte categorii de angajați.
Mesajul nostru este clar. Vrem mai multă atenție față de problemele școlii, față de problemele educației. Din păcate am ajuns într-o criză de sistem legată de lipsa de cadre. Vedeți că noi ieri am avut a patra rundă de negocieri cu Ministerul, la care am atins careva obiective, dar din păcate să zicem că am atins toate obiectivele, nu putem și din păcate nu vom putea și în continuare, pentru că situația din țară, economia și alte aspecte nu ne permit să fim tare optimiști, doar că vă spun cu certitudine că ieri legea bugetului, proiectul a fost plasată pe site-ul Ministerului Finanțelor, azi trebuia la 10 să fie discutat în guvern, dar slava Domnului că nu se face în grabă și peste noapte cum se făcea pe vremuri, dar vor fi dezbateri publice. Potrivit membrilor sindicatelor din educație, timp de mulți ani profesorii din țară sunt neglijați și tot mai mult sunt denigrați în societate. Cât timp domeniul educației va avea rolul cenușăreței în societate? Când e vorba de viitorul țării, vorbim nu doar de școli, grădinițe moderne, dotate cu materiale didactice, dar și despre oameni care activează aici. Ludmila Vârzaru, președinta Consiliului Sindical al Liceului Gheorghe Asachi, spune că atitudinea autorităților, dar și a societății în general, demotivează cadrele didactice care depun un efort colosal pentru a educa tânăra generație. Ne-am adunat să sensibilizăm conducerea țării, societatea, că nu mai putem suporta o asemenea atitudine față de noi, față de meseria noastră. Ar fi trebuit să avem condiții necesare optime pentru a ne putea desfășura meseria de dascăl, să avem atât confortul material, cât și cel psihologic. Odată șterbită imaginea cadrului didactic, e posibil să nu mai fie reabilitată. La final, profesorii au venit cu mai multe slogane. Cerem atenție, vrem să fim auziți. Vrem salarii competitive. Merităm salarii mai mari. Mai tare. Vrem un salariu decent. Stop denigrării cadrelor didactice. În prezent, din cei peste 33.000 de pedagogi din școlile din țară, circa 30% sunt trecuți de vârsta de pensionare. Acum, salariul unui profesor pornește de la 4.000 de lei și ajunge până la 11.000 de lei. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei dacă sunt justificate cerințele dascălilor și ce salariu ar merita un profesor. Salariile la noi sunt mici la învățători, asta toți știm. Dar lucrul e greu și e responsabil. Ce salariu ar merita un profesor? Cred că 1000 de dolari, dar asta e fantastic. Să nu se supere profesorii și învățătorii, că eu sunt tot fost profesor, dar pare-mi se că la moment ei au salarii decente. Da, au o încărcătură foarte mare și foarte responsabilă. Eu îmi dau seama. Deși nu mai activez. Dar eu cred că așa s-a transmis azi dimineață la știri, că de la 1 ianuarie se majorează salariile. Ce salariu ar merita un profesor? Nu știu, ca pentru zilele de azi, cred că undeva vreo 15.000 de lei. Ani zaslujuvă, честно. Хорошие учителя действительно заслуживают образования, хорошей зарплаты. Ну, я думаю, что учитель должен получать не менее 20 тысяч, не менее. Потому что он с нашими детьми проводит больше времени, чем мы. Мы только утром и вечером, а учитель проводит с ними целый день. Особенно касается начальных классов, средних классов, когда у них переходный возраст. Минимум 20.000. Un profesor, ca să vină bine pregătit în fața unui elev, are nevoie de foarte multe resurse. Foarte multe. Eu cred că dacă au ieșit la grevă, au o problemă, au o problemă financiară. Sunt justificate cerințele lor? Da. Spuneți-ne de ce. Pentru că ei muncesc foarte mult. Cel minim 10.000 să aibă, 10-12.000. Cu banii de acum nu facem nimic. Fiind întrebați ce așteptări au de la Ministerul Educației, interlocutorii au răspuns. Dacă sincer, nu am prea mari așteptări. Eu cred că profesorii în ziua de azi primesc chiar prea puțin. Așa, părerea mea. Sunt justificate cerințele lor pentru că cer salarii mai majore. Da, zic că chiar viața lor... Să înveți copiii, chiar și mai mici, chiar și mai mari, gimnaziu. Să se facă multe în procesul de educație. Eu știu că acum sunt tehnologii noi, moderne, de educație, de învățare. Și deci să se aplice cât mai bine aceste noi tehnologii și să dea rezultate. Rezultatele așteptate. Să implici în...
a investi în copii atât și timp și informații, da, adică corespunzătoare, și să-i educi pe copii, să-i înveți pe copii anume ce este corect, da? Nu regulile venite din alte părți. Republica Moldova înregistrează un deficit de 7.000 de cadre didactice la nivel național, iar lipsa este compensată prin cumularea mai multor discipline de către un singur profesor. Inspectoratul de poliție Căușeni a pornit un proces penal în cazul celor două persoane găsite fără suflare într-un automobil blocat în Nămeți, în apropiere de satul Coșcalia. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor interne Adrian Efros, care a prezentat în această săptămână într-un briefing de presă șirul evenimentelor. Potrivit lui, atât persoanele decedate, cât și rudele acestora au apelat de aproximativ 10 ori serviciul 112 și au solicitat ajutorul, care însă nu a mai venit. Miercuri, directorul Serviciului Național 112, Liviu Boroc, a fost demis, ordinul fiind semnat de vicepremierul Dumitru Alaiba. Ne-am îndeplinit atribuțiile conform legii, iar operatorii au depus toate eforturile, a comentat Oboroc. Demisia directorului serviciului 112 a fost cerută de premierul Dorin Recean în contextul cazului de la Căușeni, în care două persoane au fost depistate moarte într-o mașină blocată în Nămeți. Statul trebuie să se asigure că poate salva oamenii chiar când ei își neglijează siguranța proprie. Echipele de intervenție au ajuns la mașina împotmolită în Nămeți, în care se aflau doi soți, a doua zi, când aceștia erau deja morți. Bărbatul, dar și rudele victimelor au sunat de mai multe ori la numărul de urgență 112 solicitând ajutor, dar salvatorii au ajuns numai când un trecător a anunțat despre decesul celor doi. Poliția a deschis o anchetă, iar procuratura a intentat un dosar penal pentru a examina interacțiunea interinstituțională. De când ninsoarea și gerul au pus stăpânire pe țară, la Centrul de Găzduire și Orientare a Persoanelor fără Domiciliu Stabil din municipiul Chișinău, a crescut numărul de adresări. La moment acesta găzduiește 68 de persoane. Beneficiari sunt cei care își duc traiul pe străzile capitale și nu au un acoperiș deasupra capului. În această săptămână, 23 de persoane au venit să se încălzească, să mănânce ceva cald, să se spele și să doarmă fără teama că ar putea digera. Вам, да. Люди. Бună ziua. Bună ziua. Ce faceți? Nu primiți sfatul nostru un pic. Angela are 39 de ani, iar de 7 zile locuiește alături de alte beneficiare la centru de găzduire. De pe patul de spital a mers direct pe Stradela Haltei 2. A fost sub supravegherea medicilor timp de mai multe zile din cauza că a fost bătută crunt de concubin. Angela ne-a povestit că a avut o relație care a lăsat-o cu mai multe oase rupte și fără locuință. Femeia are și o fată de 16 ani, de care știe doar că a rămas în grija bunicii. Speră doar că atunci când își va reveni să-și găsească un post de muncă, o locuință, iar propriul copil să o înțeleagă și să o ierte. Ni greu până mu. Dădeam o vin în cire. Deam o pot să cubor, să mă duc în baie, singură, la viceu, tot normal. Am vrut ceva nou și s-a întâmplat așa un caz. Iac așa caz, la urmă, vedeți cum. Da, ghine că aici ne ajută, în primul rând și de mâncare și de baie, în primul rând, și avem măcar unde să venim în cire, să mă gândim și să facem mai departe. Andrei Babeș a ajuns la centru acum 4 luni. Bărbatul are 74 de ani și este originar din satul Gura Căinarului, raionul Florești. A fost militar în Afganistan timp de 2 ani. Povestește că a fost căsătorit, are și 2 copii. Timp de 6 ani a închiriat un apartament unde locuia, dar din cauza neînțelegerilor cu stăpânul locuinței, pensionarul a rămas fără acoperiș deasupra capului. A vrut să meargă la un azil de bătrâni, dar pentru asta are nevoie de un set de acte. Astfel, a cerut ajutor la centru de găzduire. Am văzut. Am fost în iad și am văzut tare multe strășnicii. Am avut familie, dar cât am fost în Afgan, femeia mea s-a măritat cu altul. Am fior și fiică, fiorul e în Franța, dar fiica mea în Italia. Și cu fiorul țin contact, mă mai vorbesc, dar cu fiica nu. De 6 ani de zile, cu fiica n-am niciun telefon. S-a măritat, s-a dus în Italia.
s-a mărțat după un român și a plecat în Italia. Alexandru nu și-a cunoscut familia niciodată. A crescut la un orfelinat din Chișinău. Știe doar că părinții lui au decedat atunci când era încă sugar. Azi, la 32 de ani, l-am găsit la centru de găzduire unde s-a adăpostit de frig. Eu sunt la internat numărul 2. N-am casă, n-am nică și dacă trăiesc aici. N-am tată din Mitel. A murit. N-am familie, n-am pe nimeni. Încerca să-ți faci o familie? Am încercat, dar nu prea mi se prindește. Eu am lucrat măturător. Dar acum deja mi-a dat o faromniță și frig tare. Și că stăm tătă ziua, stăm aici. Toată ziua, dimineața până seara. Deci cum, tot timpul stăm aici la cald. Ce ai făcut cu banii pe care îi câștigai? Cumpăram de mâncare, cumpăram haine, încălțăminte, am avut gazdă, dar pe urmă s-au terminat banii, lucru și deja n-am unde nu mai aduc. Viorica Munteanu are 24 de ani și de 4 luni este asistent social în cadrul centrului de găzduire. Tânăra spune că încearcă să-i reintegreze în familie și în societate. Zilnic discută cu beneficiarii, îi ascultă, îi îndrumă și este alături de ei. Cea mai mare motivație de a lucra cot la cot cu ceilalți angajați a fost chiar o situație de familie. Îmi pasă de unii oameni, oameni ai străzii și mă gândeam că ăsta ar fi modalitatea de prin care aș putea să-i ajut. Oamenii fără adăpost beneficiază de hrană caldă de 3 ori pe zi, dar și de îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă. Noi avem două perioade de activitate, perioada caldă și perioada rece. E clar că perioada rece persoanele devin mai multe. Chiar perioada rece începe de la 1 noiembrie până la 31 martie. Chiar înainte de aceste două zile care au fost acum cu ninsori, de acum mai erau persoane mai multe, beneficiari mai mulți, dar în aceste două zile au venit 22 de persoane, 23 cu azi, 16 din ele fiind din raioane. Anual, prin intermediul centrului, sunt ajutați peste 500 de beneficiari, dintre care 30% sunt integrați social. Bugetul centrului de găzduire și orientare a persoanelor fără domiciliu stabil pentru anul 2023 este de peste 7 milioane de lei, bani alocați de primăria municipiului Chișinău. Salariul minim pe economie ar putea constitui 5.000 de lei lunar începând cu 1 ianuarie. Un proiect ce prevede acest lucru a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit ministrului Alexei Buzu, în prezent proiectul este supus consultărilor publice. Vocea Basarabia a întrebat trecătorii ce părere au despre intenția autorităților și dacă ar munci pentru o leafă de 5.000 de lei. Este puțin totuși. Uitați-vă, în societatea noastră, 5.000 de lei, nici cu 10.000 de lei nu prea poți să trăiești normal. Cam cât ar trebui să fie salariul minim? În condițiile cu prețurile de azi în oraș, în Chișinău, ca să stai, deci îți trebuie măcar de la 18.000, așa, să spunem, ca un salariu. Nici pentru sat, chiar pentru localități rurale, mi se pare că tot 5.000 este așa, foarte puțin, mai ales acum când prețurile s-au ridicat. Ați lucrat pentru un salariu de 5.000 de lei? Nu prea, nu cred. 5.000 de lei, 10.000 de lei, chiar și 10.000 de lei e puțin. Încăpuiți, puteți să trăiți cu 5.000 de lei. E hazleu, nicio părere n-am, că nu sunt bani 5.000 de lei. Asta e, nu știu, no comments. Ați lucrat pentru un salariu de 5.000 de lei? Sigur că nu. E bine că se majorează, dar în același timp îi doriți mai mult. Adică orice ar fi trebuie să tindem spre mai mult, spre mai bine. Adică... Ați lucrat pentru un salariu de 5.000 de lei? Depinde de timp, adică cât timp trebuie să lucrez și depinde de ce lucru adică trebuie să fac, dar cel mai probabil că nu. De ce? Pentru că dacă să te asiguri pe tine, e foarte puțin, adică nu e de ajuns, chiar dacă e salariul minim. Nu. De ce? Pentru că nu sunt bani suficienți. De ce putem, cum putem repartiza acești 5.000 de lei? E în funcție de cheltuielile fiecare și nivelul de trai pe care îl duce, dar chiar și dacă vorbim despre nivel de trai, da, mai, cât mai modest posibil, 5.000 de lei, având în vedere sezonul rece, sunt insuficienți. De ce un cineva care a învățat mult timp, are experiență, ar trebui să primească tot așa de mult ca și un om care pur și simplu a venit și se înveață să gândește doar la salariu minim, înțelegi? Adică, pentru eu... Oamenii care nu învață și nu vor să ajungă la ceva mai mult, păi ar trebui să aibă un salariu mai mic decât ceilalți.
Eu consider așa. Pentru că e de ajuns pentru mâncare, e de ajuns pentru asta, dar nu e de ajuns, da, să-ți cumpere o casă, să trăiești bine, să fii în confort. Asta te face mereu să te gândești la să te miști înainte. Nu ai vrea să lucrezi pentru un salariu de 5.000 de lei? Eu personal nu. Cât ar fi mulțumitor pentru dumneavoastră? 15 plus. Autoritățile susțin că salariul minim de 5.000 de lei este argumentat de necesitatea asigurării unei creșteri continue a garanțiilor minime în domeniul salarizării pentru a menține puterea de cumpărare a salariaților și a asigura un mediu concurențial echitabil la nivel regional și internațional în ceea ce privește utilizarea forței de muncă. Întrebați pentru ce cheltuieli le ajung 5.000 de lei, oamenii au răspuns. De plătit apa, lumina, căldura și la urmă îți rămâne ca să mai cumperi ceva de îmbrăcat? Cred că nu. Ați lucrat pentru un salariu de 5.000 de lei? Nu, n-aș lucra. La ce salariu ar fi mulțumitor pentru dumneavoastră? Măcar 10.000? Haideți așa, doar pentru utilități. Dacă să luăm, s-ar duce mai mult. Iată, dacă doar încălzirea, iată, peste 1.800 doar vine încălzirea pentru apartament mic. Deci 5.000 de lei nici de cum. Deci, practic, nu mai îți plătești curentul, căldura, apa și gata. Deci, banii s-au terminat, dar oamenii să mai trăiască, să mai circule, nu cred că este posibil. În general, dacă ai locuința proprie, mare parte totul s-ar duce pe comunale, dacă nu, s-ar duce pe chirii și cam restul pe situația alimentară, adică să ai ce alimenta și cam așa. Ce salariu ar fi mulțumitor pentru dumneavoastră? Pentru mine, cred că de la 8.000 în sus. Care omul e deprins să primească un salariu de 20 și când primește 5, asta într-adevăr nu ajunge pentru nimic. Dar care primește 3 și acum 5, poate și-aș să ajungă ceva. Pentru 2023, salariul minim pe țară este de 4.000 de lei. Amintim, începând din acest an, a fost unificat salariul minim, acesta fiind aplicat în același cuantum atât în sectorul bugetar cât și în cel real. Datorită reformei patentei, în economia națională au intrat 275 de milioane de lei. 1,7 milioane de bonuri fiscale au fost eliberate în ultimele 5 luni. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, susține că de acum încolo este important ca instituțiile să asigure disciplina fiscală, iar consumatorii să solicite bonul de casă. Svetlana Gangan lucrează la Piața Centrală de ani buni. Spune că s-a conformat reformei și le eliberează cumpărătorilor bonuri. Ca să învețe să utilizeze casa de marcat, a avut nevoie de câteva zile. Am dat bonuri azi, dar l-am scos Olex și am pus cântarul și acuș. Multe mai ușor. La fiecare om ai bătut, seara ai scos, ai văzut casa și bani trebuie să ai. Oamenii cer bonul? Nu cer bonul, dar chiar la mulți le dăm și că nu trebuie. Dar pentru mine trebuie că eu nu nișor. Dacă în șechea lucra de la început cu casa o văievărat, asta nu nișor. Și alți foști patentari spun că s-au acomodat ușor să activeze cu casa de marcat. Și de acomodat. Trebuie să știi câteva poziții ca să-l apeși. Îl deschizi, îți faci, tătă ziua, pui, bați cecurile care ai nevoie, seara scoți dare de seamă pe zi, îl încleie în astea, nu e nimic grozav absolut. Alea că e incomod, că toată vremea trebuie să ții minte să pui, nu, chiar... V-ați obișnuit deja? Dar n-avem de ales. E destul normal. Nu mai jol, destul normal. Mă descurc și iarnă și vară, nu îngheață cum alții zic că îngheață aparate, tot normal. Oamenii cer bonul de casă? Care nu cer, dar noi suntem obligatorii să batem cecurile. Am întrebat oamenii întâlniți la Piața Centrală din Chișinău dacă cer bon atunci când fac cumpărături. Sigur că ce? Dacă nu mă duc la director. Da. Pentru cumpărături este necesar. Da, asta e, eu trebuie să dau dare de seamă la soție întâi. Și apoi atunci ei nu mă primește acasă. Mă alungă. Când și cum? Da, majoritatea da. Nu, ei singuri dau. Vânzătorii, nu că eu ia ca, nu că asta, eu ei singuri dau. Așa trebuie de făcut. Vor să trăim bine, trebuie să plătim. Că ei spun că ia că după hotare au pensie bună, au salariu, dacă acolo toți plătesc impozite. Nu. De ce?
Așa au fost de prins înainte. Fără bani de plată, ori cu dânsul, ori fără dânsul. Dacă îl vezi... iau, dar dacă nu îl bate, nu îl iau. Nu l-am cerut, la nimeni. Din cauza că eu caut ceva mai ieftin, ne mai târguim, ne mai lasă, ne mai așa. Da, poate când fructe acolo, nu poate câteodată se întâmplă să ne iertă, dar așa da. Contează pentru un cumpărător să aveți bon de casă? Contează. Vedeți cum acum trebuie toate socotit impozitele. Precizăm că din 1 iulie agenții economici nu mai pot activa în baza patentelor în urma reformei implementate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cheltuielile pentru tranzitarea la o altă formă de activitate au fost compensate de stat. Patenta de întreprinzător a fost utilizată în comerțul cu amănuntul la tarabe, tergele, tonete, în chioscuri, pavilioane și autovehicule. Leul moldovenesc a împlinit în această săptămână 30 de ani de la punerea în circulație. Într-un mesaj de felicitare, guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, a menționat că introducerea monedei naționale a însemnat un prim pas spre economia de piață, spre primele reforme economice, primele expresii ale unei politici monetare independente. Tot în 1993 au apărut și monedele moldovenești de schimb, care poartă numele bani. Echipa Vocii Basarabiei a întrebat călătorii din transportul public dacă au bănuți și îi folosesc atunci când achită taxa. Ia câte bănuți. Ce faceți cu bănuții ăștia? Îi dau când trebuie de rest, îi dau. Pur și simplu erau acasă și de și am luat și să cheltui. N-am. De ce? Eu nu mai lei, că nu le prinierte nicăure. Da. În buzunar. Le folosiți des? Da, mai mult la transport public. Nu am bănuți. Nu prea folosesc. De ce? Nu mi-e comod cu ei. Mult mai ușor cu banii, cu bancnotele. Câteodată da, câteodată ce fel de bani am? Mie că tăiți. Dar dacă te duci la magazin să iei pâine, nu-ți primești. Nu primesc. La ce? Tot așa. Arată ca câte o coropcă plină și n-am ce face cu dânși. Încercați să scăpați de acești bănuți? Încerc, dar cam rar care poate să iei. Cam rar poate să iei. Ia ca așa, am și eu o coropcică de bănuți și când mă duc și poate la bancă i-a primit. Că asta e pensie. Și din pensie, dacă mai dau și bănuții ăștia de pomană, cu ce mai rămân eu? De obicei nu. Îmi place să-i păstrez, să-i am de orice eventualitate. Rămân la dânșii. Nu le luați? Da. Așa că... Și nu numai eu, tăi așa sufri de la asta. Da, încerc să scăp cât mai rapid ei. Nu prea sunt comodi să iau în buzunar. Da. De ce? Și-s grei și incomod. Îi primesc de la magazin și tot la magazin îi întorc, deoarece este necesar câteodată. Reporterul Vocea Basarabiei a căutat să afle reacția lucrătorilor transportului public atunci când se achită biletul în bani mărunți. Uf, ia-ți vă arăt eu, ia-ca, uitați-a, iau-te. Și ce faceți cu bănuții ăștia? Da, ce bănuți? Niște nevoiași și le dau pe degeaba și gata, și să fac. E tot eleu și eu nu s-o cu nicio problemă în asta. Evaluăm, domnule, domnule, nu trebuie să o luăm. Fiul iau la noi și noi o dăm lor. Nu avem probleme. Eu ia zer la clom bardacioc. Și ce faci pe urmă? Pe urmă ia zer la afară. De ce? Pe psocnes. Chiar nu vă folosesc la nimic? Nu. Când primiți în bănuți, nu încercați să scăpați cât mai repede de acești bănuți? Nu, eu sunt de prins să lucrez cu banii și nu cred că e o problemă. Dar eu nu-i număr. Deloc? Nu. Și nu vijele? Nu. Dacă băie, oamenii n-au, alți bani n-au și nevoie săraci și să dăiești de aici. Fiecare să stărui cum poate, dacă acum e. Noi obișnuim lucrăm cu lei mai mult. Ăștia sunt murdare. Prătie de mai mult, dar mai lucrăm cu lei metal. Cât de des dumneavoastră vă achită pasagerii în bănuți? În bănuți? Nu, dar poți, pe zi poți strâng și 30 de lei de bănuți. Poți să strâng. Depinde, dar poți strâng și 10 lei, dar poți nu achite câte ziua. Nu, la mine cel mult s-a întâmplat, vreo 11-12 lei, mai mult n-am avut.
În privința păstrării bănuților ca monedă, părerile cetățenilor s-au împărțit. Unii vor să-i folosească în continuare, iar alții consideră că Banca Națională ar trebui să-i scoată din circulație. Consider că sunt mult mai efectivi decât lei de hârtie, fiindcă sunt mai practici și nu este posibilitate să se rupă. Deci bănuți și drașii ăștia tăiți. De ce? Și pentru că ca sunt, uite, de ce? Deși sunt și e de mult, e spre mulți de mă. Cred că da, ar trebui să rămâie numai lei sau de 50 de bănuți, dar restul trebuie scos. Nu cred că ar trebui totuși să le scoată, că sunt nevoie uneori de ei. Nu sunt comoți, dar uneori este nevoie de ei. Dar și fără ei nu te poți descurca, doar să fii prețurile rotunjite, să fii fără bănuți, fără rest. Videoportii cu mine ar trebui scos, dar videoportii... Deci de 5.000 n-au valoare, 5.000 nu au valoare deloc. Vedeți că nici în magazin nu-i primesc. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente și reportaje sociale care au marcat săptămâna. Eu vă dau întâlnire și duminica viitoare, iar până atunci vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai reușit. Rămâneți cu vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Toate bune!